Școala Zaharia Stancu din Roșiorii de Vede derulează un proiect de educație juridică non-formală inițiat în baza unui protocol semnat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Educației privind educația juridică în instituțiile de învățământ preuniversitar. Ca urmare a acestui protocol, magistrații s-au oferit voluntar să desfășoare activități cu specific juridic în unitățile de învățământ înscrise în proiect. Elevii Școlii Zaharia Stancu au primit vizita procurorului Gheorghe Muscalu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut o sesiune specială de educație juridică. Statul spune, legiuitorul, pentru că așa se numește cel care face legea, legiuitorul. Legiuitorul este Parlamentul. El face legea, asta este datoria lui principală să facă legea. Și spune, trebuie să limităm acest tip de acțiune. O acțiune care e împotriva colectivității, împotriva persoanelor, poate fi limitată în primul rând prin prevenție, să se discute, să se conștientizeze că nu e bine ceea ce se face, dar dacă se ajunge în situația în care se constată că prin aceste discuții nu se întâmplă nimic, atunci va veni și va spune. Fapta de a face acel lucru se sancționează. Și poate fi o sancțiune contravențională. Care este o sancțiune mai blândă? În principal, este o sancțiune cu amendă. Sau ducem norma, ducem legea respectivă în zonă penală și atunci poate fi o sancțiune penală cu răspundere penală. În cadrul evenimentului, elevii au aflat și despre rolul familiei și al școlii în conturarea personalității copilului, influența anturajului, precum și efectele negative ale consumului de tutun sau droguri. Și minori comit fapte penale. Nu cei care, într-un fel sau altul, sunt stăpâniți de familie, sunt ținuți în familie, într-un fel sau altul, sunt educați de familie, familia le insuflă elementul de legalitate și corectitudine, ci mai ales cei care vin din familii, să le spun, inexistente, dezorganizate, pentru că exemplul familiei contează foarte mult în educația unui copil. Deci, ce este important pentru dumneavoastră să înțelegeți și va trebui să înțelegeți mult mai mult de acum încolo, pentru că veți merge în clasa nouă. Clasa nouă și mai departe liceul înseamnă mult mai multă libertate din punct de vedere al procesului de învățământ. Procesul de învățământ va trebui să axați pe interesul dumneavoastră personal, pentru că în clasa 9, 10, 11 și 12 vă desăvârșiți. Și mai departe vă urmați calea vieții. În funcție de modalitatea în care în această perioadă de clasa 9, clasa 12, aveți conștientiza ce vreți să faceți. Vreți să faceți ceva mai greu sau ceva mai ușor. Vreți să mergeți pe o linie intelectuală sau vreți să mergeți pe o linie de muncă fizică. Vreți să vă valorificați talentul cu care v-ați născut și pe care poate l-ați cultivat într-o anumită perioadă. Veți opta mai departe pentru o formă de învățământ superior, care este foarte importantă, care vă va contura într-un final, în totalitate, pe personalitatea dumneavoastră, vă va contura personalitatea dumneavoastră și care vă va face ca în viitor să trăiți o viață mai bună sau să trăiți o viață așa cum v-ați dorit. Magistratul a discutat cu elevii roșioreni despre responsabilitatea civică, drepturile și obligațiile ce le revin, statul de drept și democrație, valorile constituționale într-o manieră adaptată provocărilor și preocupărilor specifice vârstei participanților.